bărbat a fost surprins de camerele de supraveghere montate în scara unui bloc din Timișoara în timp ce fura bicicleta unei fetițe. Hoțul intrase în scara blocului din calea Lipovei cu planul făcut. Se asigură în prima fază că nu este văzut de nimeni, însă dă nas în nas cu mama copilului. Femeia mergea la serviciu și inițial a crezut că bărbatul este unul dintre chiriașii care locuiește în bloc, nici de cum un hoț. Imediat după ce aceasta a părăsit imobilul, bărbatul a sustras bicicleta și a plecat cu ea. Părinții copilului fac apel la cei care l-ar cunoaște pe hoț să-i ajute să obțină informații pentru a recupera bicicleta.